de trăire în lume. Și aș vrea în scopul acesta să deschide în Scriptura la Filipeni, capitolul 4, începând cu versetul 9. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine, vă rog să ridicăm în picioare. Haideți de respect față de Cuvântul lui Dumnezeu, să o facem aceasta. Și cu mare atenție și cu mare grijă să urmărim ce are în vedere Duhul Sfânt să ne spună. Începând cu versetul 9. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeu o văd și va fi cu voi. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele. Deci m-am deprins să fiu mulțumit în starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit, știu să trăiesc în belșug, în totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu un belșug, să fiu în lipsă. O totul în Hristos care mă întărește. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâncorarea mea. Știți voi și vă filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legături cu mine în ceea ce privește darea și primirea față afară de voi. Căci mi-ați trimis în Tesalonic o dată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după dar, dimpotrivă, umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate și sunt în belșug, sunt bogat de când am primit prin Efraudic ce mi-ați trimis, un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeul meu să se îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Al lui Dumnezeu Tatăl să fie slava în vecii vecilor. Amin. Voi vin să ocupăm loc. Puneam, fraților, și repet, surori dragi, că mesajul meu nu l-am pregătit. Acum Dumnezeu mi l-a pus pe inimă să vă vorbesc despre pilda noastră în Hristos, a trăi potrivit cu pilda noastră în Hristos și un model de trăire în mediul unde ne găsim fiecare. La școală, familie, societate, a serviciul unde ne va afla. Să fim un model ca oamenii care ne cunosc să vadă noi pe Hristos și ce-a făcut El, să facem și noi. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Unii din cărturari care doiau să știe ceea ce, de fapt, uneori știau. Cum nu știau, poate că pătrunși de acel sentiment. Nu erau siguri. Să le spune, care este cea mai mare și cea mai de seamă dintre poruncile pe care Dumnezeu le dă oameni? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, știți, da, toată puterea, cu tot sufletul, cu toate, așa, și pe aproapele tău, cum? Aha, aici este cheia. Ca pe tine însuți. Și dacă avem în inima noastră, parcă pe de rost acest verset, aș vrea să ne aducem aminte în orice împrejurare în mama. În ipostazele sau oportunitățile care ni se oferă. Să putem iubi cum ne iubim pe noi. Mare lucru. De seamă, învățătoare. Extraordinară. Pentru că pe noi ne iubim. Aha. Deci știm noi să facem pentru noi. Câte lucruri bune știm să facem. Câte vise bune avem noi să facem pentru noi, să ne meargă bine, că pentru că ne iubim. Ne iubim pe noi.
Și ne dorim mult bine. Dar întreb, care dintre cea mai mare poruncă din aceste două? Asemenea, prima ca și asemenea, și a doua, este aceeași, este, dacă vreți, una singură. Să iubești. Doamne, dă-ne iubirea adevărată. Dar nu se poate iubire fără jertfă. Fără jertire. Fără să ne coste ceva. Fără să plătim preț. Asta e iubirea adevărată. Și-a ne față Domnul Iisus. Cum ar fi dovedit El că ne iubește dacă nu s-ar fi jertfit? Care e modelul, de fapt, a creștinismului în dragoste? Care e modelul? Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși. Aleluia! Ca jertfă și preț. Mântuirea noastră. Iubiții mei, esența este să știm să iubim. Dumnezeu ne învață că fără dragoste nu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Deci nu l-am cunoscut niciodată dacă nu iubim. E, când îl iubim, dacă vreți, iubește Dumnezeu. De ce? Pentru că este scopul întregii opere, dacă vreți. Că Dumnezeu iubește omul. Aleluia! Și faptul că Dumnezeu iubește omul ne îndeamnă și pe noi ca ucenici, ca robi ai Lui, să iubim pe Domnul nostru. Că prin aceasta veți dovedi că sunteți adevărat ucenicii mei. Dacă vă iubiți unii pe alții, ajută-ne, Doamne, la aceasta. Dar ce ne lipsește să iubim? Să fim o pildă cum a iubit Hristos și un model pentru cei în mijlocul care de ce ne împiedică? Puterea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, în esență. Asta este, asta ne trebuiește. Aceasta este lipsa, credința. Credința. Și acum vreau, iubiții mei, în câteva gânduri. Cum putem noi, dacă vreți, să absorbim, în termenii noștri, omenești, să primim, să ne umplem, să ne încărcăm, să ne îmbrăcăm cu putere. Cum putem? Să rugăm pe Domnul Iisus să ne dea putere. Aleluia! Și Domnul Iisus a învățat ucenicii ca să, cum se poate obține puterea. Că eu fost dornici, iubiții mei, știind că ei sunt ucenicii Lui și că El s-a dus în cer să le dea mandat să meargă până la marginile pământului. Ultimul cuvânt al Domnului Hristos la plecarea Lui, în ultimul an, a fost cuvântul marginile pământului. Veți fi martori până la marginile pământului. Și atunci a fost problema. Cum putem noi să ajungem la marginile pământului? Și Domnul Iisus le-a spus să nu vă depărtați de Ierusalim, de centrul, capitala, locul meu de scaun, locul meu de domnie. Aici este locul meu, domnia mea. Ierusalimul este al meu. Să nu vă depărtați de Ierusalim. Până când? Până când veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Iubiții mei, Ierusalimul este cheia, iubiții mei, întregului univers. Cine se roagă pentru pacea Ierusalimului, face legătură cu ceea ce dorește Dumnezeu. Acolo este scaunul de domnie a Domnului nostru, centrul, dacă vreți, pământului, centrul universului. Și poporul lui Dumnezeu este, dacă vreți, în centrul omenirii și dragostea Tatălui. Vedeți că e poporul lui Dumnezeu. Aleluia! Și cine va binecuvânta pe acest poporul, va fi binecuvântat. Și cine va blestema sau va dori rău, va avea parte de blestem și de rău. Aleluia! Sunt câteva repere, jaloane la care noi trebuie să aderăm. Ca să facem, să fim și să fim recunoscuți
ca pildă ce a făcut Domnul Iisus, să fim și noi. Ajută-ne, Doamne, în aceasta. Pentru că ucenicul trebuie să facă ce face Învățătorul. Să fim, iubiții mei, o pildă ale Hristos. Pavel la rândul lui spune, călcați pe urmele mele, că și eu la rândul meu om fiind supus acelor slăbiciuni ca și voi, cal pe urmele lui Hristos, dă-ne, Doamne, putere să facem și noi. Și versetul care l-am citit aici. Pot totul în Hristos care mă întărește. De ce? Pentru că El calcă pe urmele lui Hristos. Pentru că El s-a identificat cu Hristos și nu lucră despărțit de El. Nu face nimic să nu placă lui Hristos. Și identitatea Lui este ascunsă, dacă vreți, cu Hristos în Tatăl. Aleluia! Identitatea noastră este în Hristos și se va dovedi dacă este în Hristos prin practica noastră iubirea pe aproapele nostru. Domnul Iisus pentru omenire și-a dat viața. Pe a iubi pe cei care nu au fost iubiți de nimeni absolut și cea mai de jos clasă, dacă vreți, și toți de oropsiții, toți bolnavi, toți de putricioși, i-a iubit, iubiți-vă, și i-a vindecat. Aleluia! Model pildă de urmat pentru noi în interiorul comunității creștine, adică între frați. O pildă, să fim și noi între frați. Pildă între frați. Subliniere. Că va veni o perioadă și nu-i departe. Când se va vinde frate pe frate. Se va vinde unul pe altul ca să scape viața. O mai fost așa. Când îi spionau și îi vânau de la unul și fugeau frații de la unul în altul să se ascundă de jandar și de cineva. Nu-i departe asta. Și iubiții mei, și îl descopereau, du-te că-n casa aceea lui. Și îl vindeau. Și îl dădeau pe mâna jandarmilor și acelor care urmăreau. Iubiții mei, ce-a făcut Hristos să facem și noi, pilda noastră? Ce-a făcut Hristos? O singură oară dacă s-a pierdut. După aceea a alergat și a lăsat pe 99. Aleluia! Nu i-a scăpat niciuna. De fapt, asta e venirea Mântuitorului. Să nu scape nicio oaie. Ați știut, iubiții mei, că păstorul, vorbesc în termenii noștri, omenești, păstorul unei biserici, dacă va vine o prigoană, dacă vine un necaz, să știți dumneavoastră că modelul păstorului este că el este ultimul de locaș. Dacă el este ultimul care cedează. Adevăratul păstor, adevărat, să luptă pentru oile lui până la sânge, până la capăt. De ce? Pentru că iubește oile. Aleluia! Dar păstorul plătit, ce face? Plătit, nu-i mai place prețul, fuge, pleacă la altă biserică. Domnul Iisus Hristos este pildă între păstori. Aleluia! E, bate voi păstorul și să vor prăștia, da, am prăștia, da. Dar nu părăsite. Nu alungate pe el. Alungate în altceva. De aceea, iubiți pe mai mari voștri, care să jertfesc pentru voi și îți dă ultima suflare să vă poată împărea cauzele și mijloace. Aleluia! Păstorul este adevărat păstor care iubește turma. Ăsta este modelul suprem. Trei mulți păstori, dar care dintre păstori s-a atașat de turmă, nu mai pleacă de lângă ea? De ce? Nu mai pleacă! Nu mai vrea să plece! Pentru că este păstorul care iubește oile. Aleluia! O pildă între credincioși. Iubiții mei, am pornit de la îmbrăcarea cu putere de sus. Știți voi, știți de fapt, vorbesc cu domnul oameni care cunosc Scriptura. Îmbrăcarea în Hristos este echiparea cu Dumnezeu, ale împreună. Ați știut asta?
Iubiți mei, la nașterea din nou, ce se întâmplă? Vreau să vorbesc câteva pasaje de Ioan. Zice, arată-ne pe tată. Ai văzut pe mine? Ai văzut pe tată? Am deschis mintea și am înțeles ce înseamnă tată, ce înseamnă Hristos. Deci, Hristos în tată. Hristos în tată. Eu crezut că vă bucurați că mă duc la tată. Spunea Domnul Iisus că... Eu crezut că vă bucurați că mă duc la tată. Că dacă nu mă duc eu la tată, nu va veni Duhul Sfânt. Deci ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Este că Duhul Sfânt, dacă vezi, este Cel care este, de fapt, Hristos și Dumnezeu una. Aleluia! Când vine Duhul Sfânt în noi, vine împreună cu Fiul și cu Tatăl. Aleluia! Aștept? Deci Duhul Sfânt, dacă vreți, este una în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ei sunt una, nedezlipiți. Aceasta este mare enigmă, dacă vreți, și de aici ar trebui să fie fundamentul la care noi trebuie să ne așezăm. Aduceți-vă aminte de umblarea pe mare a Domnului Hristos, atunci, prima dată, de Luca. Când s-au dus ucenicii, Doamne, perim! Nu-ți pasă! Ce mustră! Ce curaj! Pe ucenicii să meargă la Domnul Noare de Domn. Că dar eu sunt aici, credeți că mă poate omorâm pe mine, împreună cu voi, în corabie? El era în corabie și lor era frică, deși el dormea pentru că a vrut să încerce, să le probeze credința. Dar când a ieșit afară, a certat și unul a spus, ce omul ăsta, îl ascultă. Și mare. E fost un exemplu. Cu Iisus în corabie, noi le-a fost frică. Frica. Sublinia frica. Frica de moarte. E, vedeți asta în pasajul când au mulțit cele 15 și 2 pești. Domnul Iisus a vrut să le dea o altă să vadă cât de mare este credința lor. De data asta, știi ce? I-a sălit. I-a obligat. Intrați în corabie. Că eu mă duc pe munte. Vă asist. Stau asupra voastră cu privirea țipită. Voi știți că mă duc pe munte, nu? E, asigurați-vă că eu sunt cu voi acolo. E, când au intrat în corabie, fără Iisus de la ta, au început din nou valurile, furtunile. Și la un moment dat, când se îngâna ziua cu noaptea, mi se deschide ochii. Și văd pe cineva umblând pe masă. Toți s-au înspăimântat. Și-au țipat, oameni buni. La vârsta lor. La vârsta lor de oameni maturi se țipe. Să vadă ceva ce n-au văzut, ceva înfricoșător. Nu vă temeți, eu sunt. Vine cuvântul lui Dumnezeu. Vine, eu sunt. Unul singur dintre ei, iubiții mei, s-o deșteptat. Unul singur, dacă vezi, dintre ei a reacționat. Îndrăzniți, eu sunt! La cuvântul îndrăzniți, Petru parcă s-a furat de frica lui și a zis că nu mai e. Dacă el îmi spune mie să îndrăznesc, atunci poruncește să vin la tine, Pavel. Nu, Petru. Și a început să îndrăznesc. Unde-i frica? Unde-i frica? Unde este, întreb eu, frica? Că în frică nu mai ții cont de nimic. Iubiții mei, nu vă fie frică de moarte, pentru că abia atunci conștientizăm că ajungem mai aproape de cer. Aleluia! Voi l-ați omorât, zice Petru! Ai curajul să spui că ne-au dat lucrul dată. Când poți să spui așa ceva? Poți să dai o replică la sânge
în care iubiți vești cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul acesta i-a tăiat pe inimă. I-a săgetat în inimă și a zis atunci, dacă așa stau lucrurile, atunci ne pocăim. Atunci, ce trebuie să facem? Pocăiți-vă! Iubiții mei, esența aici vreau să ajung. Când conștientizați că Dumnezeu este cu voi, spune Apostolul Pavel, cine va fi împotriva voastră? Este cineva? E, dar nu credem asta. Noi nu conștientizăm ce înseamnă să fii cu Dumnezeu. Nu conștientizăm, nu realizăm, iubiții mei, din pricina puținei noastre încredere în Dumnezeu. Dă-ne, Doamne, credință! De atâția ani mergem la pocăință și mergem de pocăință în pocăință, de weekend în weekend, mergem la adunare și adunăm noi zi din ceva la creșterea credinței, încrederii noastre neclintite în Dumnezeu. De ce? Pentru veștile care vin din afară? Pentru spaima care se bagă în noi? Iubiți mei! Ce altceva ar putea să facă diavolul? Trebuie să latre, să urle, ca un lucru focat. Răgnească. Atât! Dar de ce ne spământăm că murim? Că cu atât plecăm mai devreme, aleluia! Ce-am văzut eu, ce ochiul nu se poate, eu aș vrea să mă mut. Dar dacă trebuie să mai rămân în familie și familia să mai beneficieze și eu la rândul meu să mai stau aproape de copiii mei, rămâne să rămân. Dar dar eu m-aș bucura să mă duc pe cer. Avem și noi asta bucurie? Mărește-ne, Doamne, bucuria Duhului Sfânt. Asta ne lipsește nouă. În vremurile acestea triste și vor fi, asta e începutul durerilor numai. Hai să vedem, aici o cernere numai. Dar va veni altele și mai și. Mă, Dumnezeu, întreptat așa. Nu vin ca un bumerang. La o vască de plin, că nu îngăde Dumnezeu. Și le dă așa puțin, câte puțin, să vedem dacă le putem scurta. Că dacă n-ar îngădui prea multe, iubiți, mi-a scăpat nimeni. Dar fiindcă Dumnezeu știe de ce suntem făcuți, aleluia. Le dă fiecare după puterea Lui, aleluia. Iubiții mei, vor veni vremuri. Pune cuvântul lui Dumnezeu, nu le amintesc, îmi ia pentru tine. Dar! Încrederea noastră în Dumnezeu trebuie să pornească de la fundație. De la fundație, orice clădire începe cu ceva din pământ. Și acolo de unde nu se vede. Credeți dumneavoastră că ceilalți n-ar auzit că noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu? N-o citi nimeni versetul acesta lui Pavel? Dacă noi suntem ascunși prin Duhul cu Hristos în Dumnezeu Tatăl, atunci de ce mai este chiar așa de ușor de clătinăm? De ce? Uitați-vă aici secretul în textul acesta, iubiții mei. Îl citesc acum. Dacă nu credeți așa, luați Biblia și citesc. Știu! Puteți spune și dumneavoastră lucrul acesta. Știu! Să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. Fără mult. Evident că în belșug nu mult. Dar când trăiești în lipsă, știi să trăiești? Poți să spui că și în lipsă, și în nevoi, și în atâtea, și în atâtea. Poți să spui că știu? Știu să trăiesc merit. Adică să taci, să lat, suflet, în tăcere. Știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins. Subliniați, vă rog, versetul acesta. M-am deprins să fiu sătul și flămând. Să fiu un belșug, să fiu un lipsă. Aleluia!
Puneți-l versetul acesta la inimă. Că dacă ai învățat să stai smerit, ai învățat să fii în lipsă, ai învățat să trăi. Da, dar cum să înveți lucrul ăsta? Să-i greu de învățat. Ei, dacă treci prin lipsă, atunci încet, încet, încep să înveți. Dacă treci prin ceva de voi, mă, nu mai ajung banii. Mă, nu mai ascultă copiii. Mă, nu mai ce să fac, nu lipsă, mă, lipsă, lipsă. Și spune, tă-ntă să tac, tă-ntă să ram, mă, tă-ntă să judecadă oameni, mă, tă-ntă condamna, mă, nu. Tu taci, taci, ram, ram, suferi, duri, duri, ram. Și iară, dacă merit. Dacă treci prin asemenea lucruri, mult timp ajungi, iubiții mei, să te deprinzi și cu asta. Dar dacă nu treci prin lipsuri și nevoi, n-ai cum. Să știi ce înseamnă altul lipsă? Să știi cum altul suferă? De ce ziceam și să fim un model pentru alții? Mă, cum trăiesc cu oamenii aceia, mă? 10 copii din alocație. Extraordinar. Dar cum trăiesc? Aha! Au un tată bogat în ceruri. Și tata lor le dea asigurarea că eu sunt cu ei în belșug. Orfan, vădule și toate. Orfan are pe Dumnezeu ca tata. Știu, nu? Tata orfanului este Dumnezeu. Oare lasă Dumnezeu pe copiii lui? Niciodată are. Deci m-am deprins să fiu și sărac, să fiu și bogat. Nu mai vorbesc de bogat, nu te mai gândești la altul. Ba da, și în bogăție știu să mă împar, să mă uit la altul. Copilul acesta cu ce merge la școală? Eu mă duc în pantof cu șas, așa, și el în ce merge? În tenis și în zăpadă. Opa! Ce învăț eu de aici? Dacă iubesc cu adevărat, mă iau dintre ale mele și mă dau și lor. Dacă nu le ajunge lor, mai postesc eu zi. Nu mai fac eu cu el pentru o zi. Nu mai fac. Cine mă obligă să fac? Nu. E, banii ăștia se duc la cer. Ce zice acela care a primit? Îți mulțumesc, Tată iubit, îți mulțumesc, Dumnezeule, că ți-ai adus aminte și de mine. Dar nu Dumnezeu a venit la poartă de mine. Și robul lui, aleluia, sora, fratele lui, sau cineva nebăgat în seamă, anonimul. Cine e anonimul ăsta? Pentru cel necredincios, e norocul. Pentru cel copil al lui Dumnezeu, Tatăl s-a îngrijit. Aleluia! Deci se întărește credința. Și mulțumește pe sănătate, îți mulțumește lui Dumnezeu, pentru că știe Dumnezeu că se poate de grijă pe copii. Știu, m-am deprins! Oare facem și noi exerciții de deprindere? Facem? Uitați-vă la cei care fac antrenamente. Acum nu mai poate, pandemia nu poate, că nu ne mai vede patronul voi. Deci am antrenamente, se deprind. Fie cu alergatul, fie cu mușchi, fie cu... Măi, trebuie să te prinde, să te obișnuiești, nu poți dintr-o dată tot. Dar m-am deprins să fac exerciții de astea și am condiție fizică. Și fac în continuare, pentru că m-am deprins, am învățat, am probat că se poate și merg mai departe așa. Ei, când ajungi să fii smerit și să trăiești smerit, știi să apreciezi pe cel la care o trăiește și el smerit și în lipsă și nevoie. Știi? De ce credeți dumneavoastră că cei mai săraci din biserică sunt cei mai darnici? Pun mai mult în coș. Pun mai mult în taș. De ce? Au o inimă mai iubitorică. Știu că banii ăștia îi administrează Dumnezeu pe nevoie, ale lui. Dar cei care au bani mulți, cei care au și care iubesc bani, care iubesc, zic că fără bani nu pot. N-am nicio șansă fără bani. Ăia, dacă pun, cum mă dă ochii în lume și pun. Pun și la Dumnezeu. Dar să uită, că nu cumva am pus prea mult. Iubiții mei,
trebuie de prindere și aici. Și dacă poți așa, poți să trăiești și când ești lipsit, știi să împarți din nevoile tale celor care știi că nu au, și nu risipezi în alte nevoi. Sunt oameni care cerșesc pe stradă. De unde știi că omul, dacă îi dai un ban, te înșală? Pentru că nu s-a lui, că cineva l-a pus acolo să stea și banii ajung în alte liste. Nu vorbesc de excepții. Eu vorbesc de lucrarea lui Dumnezeu prin biserica copiilor lor. Copiii Domnului, iubiții mei, dacă te-ai deprins să fii, că e mai greu să te deprinzi în lipsă și nevoi. Dar de pe cei pocăiți sunt în lipsă și nevoi mai mulți. Foarte puțini care sunt în belșug. Foarte puțini. Îi numer pe degete într-o biserică care au, nu duc lipsă. Dar acum Dumnezeu ne-a binecuvântat tot felul de binecuvântări în Hristos. Aleluia! Ce facem? Cum administrăm? Dar dacă ai învățat să fii smerit, să fii așa, să fii și în belșug, atunci poți să spui, pot. Abia atunci când te-ai ajuns deprins și așa, așa, așa știu, orice vine peste mine, că vine lipsă, că vine suferință, că vine necaz, că eu tot smerit rămân, știind că Tatăl este în cerul și mă veghează, aleluia. Și atunci treacă suferință peste mine, valuri întregi, un val chiar alb, și te mirești de ce pocăiți suferă cel mai mult. Dumnezeu vrea să ne facă bucată cu bucată. Să simțim nevoile altora. Să simțim cu cei ce nu simțim noi. Și să fim un exemplu, dacă vreți, pentru cei care își ajutorare. Și de aici din biserică pornește, de aia să fim o pilă în Hristos. Și un model, un exemplu pentru cei din lume. Pentru că altfel, iubiți mei, cum putem să-i atragă, să învețe dragostea lui? Nu pot! Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos, prima dată, deci la orice acțiune a avut Domnul, veneau. Îi deschidea Tatăl și oportunitatea de Domnul Iisus, deschidea în față, mă trebuie să ai cu unul o loc de nu știu ce, în sinagogă. Ei, fiindcă îl aducea în sinagogă, Domnul Iisus îl vindeca prima dată și atunci am binecuvântat. Deci prima dată trebuie să vindeți rana și atunci se urmești Domnul Iisus să fie cu tine. Dar fă bine prima dată! La femeia ce a adus acolo, s-a oborâtă cu pietre. Prima dată, iubiții mei, pică, nu te-au condamnat nimeni, nu, nici eu te condamnat. Du-te acum, dar să nu mai păcătuiești, aleluia! Dar fă primul pas și Dumnezeu va binecuvânta, va veni El atunci cu pâinea Lui și va face vindecarea deplină și a sufletului. Aleluia! Știți că noi suntem întreiți? Și noi, la rândul nostru, oameni, suntem întreiți. Asemenea chipului Lui Dumnezeu. Dar noi suntem oameni, trebuie să ne apropiem de oameni, să fim o pildă, un model, să atragă prin noi Dumnezeu. Noi propăduim Evanghelia. Suntem puși să propăduim. Prin noi Dumnezeu va fi acela care va lucra. Și învățați tot ce v-am poruncit eu. Aleluia! Asta este modelul ucenicului. Să facem bine la toți oameni. Nu știm din care Dumnezeu își alege turma și copilul. Nu ne este dat. De aceea, iubiții mei, mi-aș dori foarte mult să cunoaștem pilda lui Hristos. Cunoscând-o, de atâția ani venim